CP și se produce acea panică vizuală și mișcare de turmă. Da. Bine zice că ați auzit. Faptele apostolilor. Pavel, cetățean roman. Asta vreau să spun și eu. Vreau că la epistola către romani. Romani. După faptele apostolilor, da. Capitolul 6. Harul ne izbăvește de stăpânirea păcatului. Vreau să vă spun ceva și ziua de astăzi oamenilor le frică și să vorbească. Deci, am văzut undeva o decorație din anul 14, când s-a născut bunicul meu. Adoptiv. Bunicul biologic s-a născut în 1909. Tata în 44, eu în 82. Frații mei sunt în 70, frații în 73-75. E bine, ce am să spun? Am început, m-am gândit, bă, ce afaceri aș putea face și dacă aș face, da. De fapt, pe decorația aia scrie anul care s-a născut bunicul. Iar bunicul s-a născut în 14, începuse războiul cu asasinarea ducelui Franz Ferdinand, nu știu ce oraș din Iugoslavia. Și apoi el efectiv a fost plutonier major în al doilea război mondial și a luptat la Stalingrad cu bani cotul domnului Mea. Știți că a citit poeme de război cu cele stepe și ale lui Radu G. Vă rog să nu fiu înțeles greșit. Eu vreau să, tocmai că eu vreau să vă spun ceva. Noi suntem români. Vreau să zic altceva. Este o mare diferență între Germania, chiar și de când erau puterile centrale în primul război mondial, sau Germania de la Weimar, Germania de la Heidelberg, Germania chiar și a lui Nietzsche, mai ales Germania lui Hegel, Schelling, Fichte, Herder, apoi poeții, Novalis, Goethe, Hölderlin, chiar și, uite, Heine, care era evreu și s-a creștinat și a plecat la Paris, mare poet german, nu? Care l-a inspirat pe Eminescu, ca și Goethe. Deci este vorba aia că Titu Maiorescu a dat bani lui Eminescu să-și cumpere Goethe și Heine, că n-avea. Și tot venea frigul. Și după aceea s-a dus să vadă, nu, ți-ai luat și i-a arătat cărțile. Goethe și Heine. Johann Wolfgang Goethe și Heinrich Heine. Ce să vreau să zic? Sau muzică, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner, foarte frumos. Nu? Sunt mulți. Și nu, acum ne referim la ei. Dar acei 13 ani de... Și bunicul meu nu a avut treabă cu... Și nici marea masă, mă gândesc, a germanilor, nu a avut treabă cu SS-ul și cu ăștia. Nici măcar SA-ul, nu? Au fost eliminați. Bunicul a fost partener, adică incorporat, aliat al Wehrmachtului, care e armata. Iar armata, în orice popor, trebuie să o respecte, după cum trebuie să respecte orice popor. Acum, cum s-a ajuns ca dintr-un băiat frumos și catolic, cum fără Heinrich Himmler tânăr, să se ajungă la așa ceva, asta, știi cum e? Eu am citit și am în casă și chiar aici și pe am cărți evreiești, pe Moses Olsen și a zis acolo într-o cuvântare comemorativă a Holocaustului de cu tare loc, la Lublin sau în alt loc. Și zice Eiha. Deci după ce s-a întâmplat toată chestia când a început în 38 persecutarea masivă și nu doar a evreilor și a homosexualilor, dar au murit germani, numai pentru că erau handicapați mental,
sau fizic, ca să îmi dă bani pentru ei. Vă dați seama? Sau căsătorii mixte, copii sterilizați și după aia fugiți în America și trebuie să salvați copiii pentru că mama lui era evreică, spune Bush, o asemenea situație. Deci, eu acum noi nu sunt să judecăm, vreau să spun și ceva. Dacă tu, să zicem, te simți legionar, că bunicul, că... Eu am prieteni care mi-au spus că vă 10.000 de ani în zan. Dar vreau să spun altceva. Fii un legionar bun. Fii un legionar care să leagă scriptura, fii un legionar care să nu aleagă pistolul. Și încearcă, uite, poți să scrii. Și să spui, cum s-a ajuns la mișcarea legionară care a fost ca și baptismul, ca și penticostalismul, ca și alte mișcări, oastea Domnului, oastea bisericii, cum s-a ajuns să puște pe Iorga, pe cine? Mama Călinescu, nu se pare, și Nicolae Tulescu, dar pe ei. Dar Iorga, și asta vreau să vă spun. Deci este o mare diferență între o mare cultură și o mare civilizație, nu? Eu am făcut șurub, germanii, și acei 13 ani în care poate, cum se spune, știi, este o expresie, an act of God. Poate că Dumnezeu ar avea un răspuns care să-l dea comunității evreiești de ce s-a ajuns așa. Și eu să știți că eu sunt cititor de Biblie cotidiană și vreau să spun că în Biblie scrie. E în Vechiul Testament, nu scrie în Noul Testament. Creștini, în Noul Testament, Dumnezeu, Pavel însuși, în Duhul Sfânt și Dumnezeu, îi recunoaște pe evrei ca popor al lui, ca înaintași. Noi, biserica, nu ne putem compara cu ei. Dar noi credem în Mântuitorul, Fiul Dumnezeu, ei nu. Asta e problema. Dar vreau să zic că în perioada aia, de după tratatul de la Versailles, 1919, și toate astea, când s-a născut bunicul meu și când s-a făcut România Mare și tot așa, evreii aveau o mare problemă. Și asta este de spus ca explicație din partea unui meșuga, a unui văzător sau ce fi și eu. Și vă spun de ce am ars. Că și eu sunt iudeu și la următorul holocaust o să pur stea galbenă. Dar vreau să spun ceva. Evreii, nu vă aveau acum de oameni de cultură ca haine sau lesing și ăștia. Nu? Și într-un fel individual, nu fiecare om face ce simte. Dar vreau să zic că în secolul XIX și după Revoluția franceză, cu Marx, evreii au ajuns de la filozofia lui Hegel, care este profund religioasă. Hegel te duce la Dumnezeu. Pentru el nu există decât trei lucruri pe lume. Arta, religia și spiritul pur, filozofia. Marx a zis nu. Marx a fost materialist. El a negat pe Dumnezeu. Pe cine? Pe mine? Pe tine? Pe episcopul cutare care a murit? Mesian sau altul Gregorian? Nu. El a negat pe Dumnezeul cel Sfânt, pe Dumnezeul oștirilor, Dumnezeu Savaot, Iahve. Tot îi se vătim, înțelegeți ce zic. Și atunci, ce era să facă Dumnezeu? Să-i lase în marxism? Uite, nici pe Richard Wurmbrand, care Richard Wurmbrand a început, ca și zice, acum mă uit cu Trinitatea Scumpă, spune că a fost comunist, Richard Wurmbrand. Și s-a îmbolnăvit grav. Și ce a făcut? A făcut cel mai înțelept lucru care putea să facă. A citit Biblia. S-a vindecat, dar de creștinism nu s-a mai vindecat. Și a murit creștin. Deci și a avut viața care a avut. Deci vreau să vă spun că probabil că Dumnezeu, care Dumnezeu nu-i numai Iisus. Iisus însuși a spus, Tatăl este mai mare decât mine, a spus în Ioan 16, 17, cam pe acolo. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu este și evrei cunosc pe Dumnezeu și arabii cunosc pe Dumnezeu
și arabii zic că și zoroastrienii magici care au venit la Iisus l-au cunoscut și au dat lucruri, nu? Ca să poată trăi sălbăticia de atunci, vremurile de copil. Deci vreau să vă spun că Dumnezeu a vrut să-și adune turm, m-a revelat poporul Israel. Și poporul Israel erau destul de risipiți. Și nu mă refer acum la adunarea în țara, în Eretz Israel, mă refer la adunarea la sinagogă, adunarea în comunitatea evreiască, adunarea la Adonai. Eu nu mă apuc să învăț eu pe evrei de Iisus. Ar trebui să știe. Nu asta fac eu acum să-i lămuresc. Dar, domnule, nu crezi în Iisus? Nu. Dar uite că Dumnezeu crede în tine. De ce nu crezi în Iehova? De ce te duci la marxiști? De ce faci partidul comunist din uruguaian și român și chinez și peste tot? De ce, nu? Dacă tu muncești și ești cizmar, păi foarte bine, că pe vremurile alea mureai de frig dacă nu aveai pereche de cizme la secolul XIX. Da. Du-te, domnule, la sinagogă sau la biserică, unde aparții, sau roagă-te, citește Biblia, citește și pe cărți când muncești și nu fi unul din ăla. Pentru că comuniștii, ei au renunțat la Dumnezeu și Dumnezeu le-a dat puterea în Rusia ca să vadă cine e omul. Ece omul, nu? Și au ajuns niște bețivi. Ca și, mă scuzați că vorbesc, nu-i vorba proastă, ca și Găman, nu? Al lui Demn Rădulescu. Oameni care au trăit pentru ce? Bine, Dumnezeu a făcut și bine, pentru că s-a alfabetizat lumea, s-a făcut. Dar vreau să spun că s-a făcut greșeala capitală în iudaism și asta e negarea lui Dumnezeu. Nu mă refer la Buddha, nu mă refer la Quetzalcoatl, nu mă refer la Amon-Ra sau Aton, nu, mă refer la Dumnezeu evreilor. Ei l-au negat, au zis că nu există și puneau stele roșii sau negre, ce puneau ei pe morminte în 5 colțuri. Deci nu era Dumnezeu pentru ei. Se cremau, se ardeau la crematoriu, nu se îngropau. Era o diferență uriașă între Anna Paucher și fratele ei, Lamed Vuvnicu, Tzadicu, Zalman Robinson. Pentru că pe Anna Paucher l-a chemat Robinson și a fost Marcel Paucher, un comunist din Franța, a convertit-o la comunism. Și într-un fel erau frați și erau la fel, dar erau două extreme, asta au zis și Moses Rosen, erau două extreme total opuse. Una care zicea, domne, aici suntem pe pământ și asta e viața. Nu știm, poate că și evreii în vechime ziceau că Dumnezeu ne-a făcut, mergem în pământ și asta este, rămân copiii după noi. După aia au început evreii să zică că există viață de apoi. Pe când Zalman Robinson zicea, fie că o să fiu după apoi, fie că mă duc în pământ, eu pe pământ sunt cu Dumnezeu. Dumnezeu care ne-a făcut, Dumnezeu părinții noștri, Avraam, Isaac și Iacov. Și asta, pentru asta au murit 6 milioane de evrei în secolul 20. Un semnal la Dumnezeu. Eu nu zic că Hitler a fost Mesia, Doamne ferește, a fost anticrist, dar zic, tu nu te gândi la Hitler, și nu-ți bagi jocorii vrăjmașul, că unul a făcut nu știu ce și unul a făcut nu știu ce. Tu gândește-te la Dumnezeu și roagă-te să nu se mai întâmple și altă dată, ție sau altuia. Și cei care au fost distruși în secolul 20, și uite că acum avem deja peste 7.200.000 de morți de COVID în 5 ani. Gândește-te la cei care au fost apăsați și exterminați și loviți și bătuți toate astea și gândește, bă, sunt pe o cale bună, merg pe o cale bună, sunt cu Dumnezeu, citesc scripturile, citesc pe cărți, stau să meditez la cuvântul lui Dumnezeu. Îmi iubesc eu părinții, pentru că, până la urmă, asta se rezumă în Biblia. Ultima carte a Bibliei canonice, 39 de cărți,
Maleahi, cum se termină capitolul 1? Că voi întoarce inima copiilor spre părinți, inima părinților spre copii? Nu? Asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu e contra conflictului între generații. Și vreau să spun, dacă ești tânăr astăzi și ai 17 ani, sau poate ai 15 ani, sau poate ai 14 ani, poate ai 13 ani, poate ai 12, 9, câți ani ai tu? Puneți încrederea în Dumnezeu, fă-ți rost de o Biblie, citește, dacă citești pe telefon, dacă se poate, să nu strici ochii, citește cărți, citește, magazinează cunoștințe și să știi că îți recomand ca tânăr să citești romanul adolescentului Miop de Mircea Eliade. Și ca de Amos, am citit și mai departe. Deci înțelegi, cum ar fi să zică cineva, cum era Giovanni Papini, a scris cartea Sunt un om sfârșit, zică cineva, sunt un om sfârșit în Dumnezeu.